ziua tuturor! Sunt Nina Mândru și vă invit la o lecție de dezvoltare personală, clasa a patra. Dragi elevi, haideți să explorăm în continuare minunata împărăție a copilăriei, să parcurgem prin labirintul cărții și să simțim cu adevărat că școala e casa cu suflet de lumină care ne deschide larg ferestrele spre marea lume a miracolelor. Să începem cu un joc. La ce vă gândiți când auziți cuvântul școala? Desigur, unii dintre voi vă gândiți la cuvintele lecții, cărți, colegi, învățătoare. Școala e o șansă sigură de a reuși în viață. Școala e locul unde îți țești norocul. Important este să înțelegeți că învățarea presupune schimbare și adaptare permanentă. În continuare, vă propun să identificați trei discipline școlare. Fiți atenți! Discipline care îmi plac, discipline care nu îmi plac. Completați un jurnal personal și apoi discutați în grup. Sunt sigură, o să reușiți! Dragi elevi, fiecare disciplină are un rol important în descoperirea lumii, iar studierea acestora vă oferă sprijin în cunoaștere și dezvoltare și alegerea cu succes a unei meserii în viață. Așadar, subiectul lecției de astăzi este abilitățile și preferințele în activitatea de învățare. Vă invităm să descoperiți arta pașilor mici, să parcurgeți traseul luminos de la pasiune la meserie, de la învățare la afirmare, să dezvoltați talentele voastre, or vorba lui Grigore Vieru. Talentul nu mai a spus că mă ajută, dar munca m-a ajutat. Pentru a înțelege mai bine subiectul ce trebuie abordat, vă propun să asociați disciplinele preferate cu profesii pentru care este importantă studierea acestora. Pe tablă avem lista unui șir de discipline care se predau în clasa a patra. Limba și literatura română, științe, matematică, limba străină, educație moral-spirituală, istorie, educație tehnologică, educație plastică, dezvoltare personală, educație fizică, precum și educație muzicală. Deci încercați să asociați aceste discipline cu unele meserii care vă sunt pe plac. Priviți cu atenție imaginile și citiți replicile copiilor. Iema, eu sunt pasionat de pictură, dar îmi place și matematica, aș vrea să fiu arhitect. Iar eu, Andrei, ador florile, mi-aș dori să transform țara într-o mare grădină de flori. Ce credeți, elevi, că ar trebui să întreprindă copiii pentru a-și urma visul? Adevărat este că studiind diverse discipline școlare, îți asiguri un viitor într-o lume cu multe posibilități. Activitățile preferate necesită efort și multă satisfacție. Dar să știți, copii, că la o anumită vârstă, activitățile se pot schimba. Important este să credeți în vis. Haideți în continuare să priviți cu atenție următoarele imagini. Căci pentru a îmbrățișa o meserie, trebuie să alegem din cele propuse. Deci, se observă următoarele meserii. Grădinar, mecanic auto, medic veterinar, învățător, bibliotecar. Pentru a îmbrățișa o meserie pe plac, dragi elevi, e necesar să fiți responsabili, să învățați cu interes, să aveți excelente abilități de comunicare, să lucrați eficient în grup, să iubiți oamenii și întreg mediul, să fiți disciplinați și să purtați haina de aur a respectului. Evident, fiecare dintre voi
visează să zboare la înălțimi, dar eu vă invit să zburați pe aripile gândului și să vă autodescoperiți abilitățile. Puteți desena o simplă rachetă pe care să notați trei lucruri la care vă pricepeți foarte bine. Discutați în grup despre cea mai preferată abilitate, adică îndemânare, pricepere, iscusință. Succes, elevi! Credeți în zbor! Albinuțele muncitoare ne propun în continuare o situație de problemă. Demonstrați importanța și beneficiile disciplinelor școlare din imagine într-o dezvoltare a abilităților corespunzătoare meseriilor. Așadar, avem următoarele discipline școlare: științe, matematică, educație fizică, limba și literatura română. Care dintre următoarele meserii corespund studierii aprofundate a acestor discipline? Deci, avem următoarele meserii: jurnalist, cercetător științific, translator, contabil, pompier. Să trasăm corespondențe. Dacă ai succes la științe, atunci poți fi un bun cercetător științific. Dacă te pricepi de minune la matematică, atunci poți deveni contabil. Și să continuăm. Educație fizică în relație cu meseria de pompier. Limba și literatura română corespunde meseriilor translator, jurnalist. Succes, elevi! Credeți în vis! Încercați să colaborați și în continuare vă propun să scriți disciplinele școlare prin care vă dezvoltați cunoștințele, abilitățile și preferințele pentru a deveni medic, avocat, sculptor, profesor, polițist. Discutați, iar eu vă îndemn să continuați acumularea cunoștințelor și să vă bucurați de performanțe. Te îndemn să fii un copil curios. Dacă cercetezi cu atenție lumea din jur, dacă reflectezi asupra celor citite sau încerci să aplici cunoștințele, poți descoperi și alte activități personale, alte abilități personale. Curiozitatea te ajută să înveți în fiecare zi câte ceva nou. Cicero spunea: nu e de ajuns să însușești înțelepciunea, e mai important să știi să o aplici. Și acum, la final de lecție, încearcă să răspunzi la următoarele întrebări. Pentru care motive merită să vii la școală? Ce abilități te remarcă printre colegi? Ai încredere, vei reuși. Tudor Arghezi afirmă: încrederea în sine e încrederea în rezultatul lucrului tău. Iar eu susțin că învățarea este și va fi o activitate fundamentală a omului. Școala vă modelează, dragii elevi, vă sprijină în activitatea de învățare, vă oferă condiții în dezvoltarea personală. Țineți minte, școala e o șansă sigură de a reuși în viață.